doctor desfixează minici de informații. Te rog. Legeți dumneavoastră faptul, de exemplu, că a spus așa, să o vedem și pe patru. Prin greu venete cu în 4 ore 10.800 litri de apă. Deci 3 robinete, 4 ore, 10.800 litri. Câți litri de apă pun prin 5 robinete? 5 robinete. În același timp, deci, pardon, prin câți litri de apă curg prin 5 robinete, de același tip cu primele, în 3 ore. X. Deci, 3 robinete în 4 ore, atât. 5 robinete în 3 ore, trebuie să vedem dacă sunt direct proporționale sau nesproporționale. Dar nu la regulă de 3 simplă. Nu te gândi mecanic. Să vedem așa fenomenii. Cum gândești tu? Păi mă gândesc că dacă sunt 5 robinete în 3 ore, curg mai mult, sunt mai mulți litri. Pentru că în 4 ore sunt 3 robinete care au dus 10.800. Și mă gândesc că sunt cu 2 robinete, dar o oră în minus. Deci crește numărul de robinete, scade numărul de ore. De ore. Și cât apă curge, mai mult sau mai puțin? Mai puțină. Pentru că dacă erau 6 robinete, compensau o oră. Dar de ce știm noi că în 4 ore, 3 robinete făceau 10.000 de litri. Nu știu. Hai că ne prinde. Deocamdată pare problema că stă alicit, așa da. Spune, și nu-și dă drumul. Ne-am putea închipui dacă 3 robinete în 4 ore, oare dacă ar fi un singur robinet, câte ore ar trebui lui să curgă? Ca să fac de cele 3. De cele 3? Da. Păi dacă 3 robinete în 4 ore. 3 în 4 ore. 3 în 4 ore. Adică unui robinet. Da. Îi va lua. Deci primul. O oră jumătate unui robinet. Un robinet în... Stai să gândi, toate trei curgi. Da, în același timp. Și gândește cantitatea asta de apă de 10.000, dacă ar curge un singur robinet. Păi în 8 ore. De ce în 8 ore? Nu, în 12 ore. Așa, mă. Pentru că... Deci închipuindu-ne că ar rămâne un singur robinet, lui ar trebui să curgă 12 ore, 12 da? Ore ca să poată rămâne 10.000. Fiind robinete de același tip, curg cu aceeași viteză. Exact, aceeași debit tot. Acum, câte ore curge în varianta a doua? Un singur robinet. Un singur robinet? Mm-hmm. 15 ore. 15 ore. Adică sunt mai multe. Mai multe ore. Și este mai mulți litri. Atunci sunt direct proporționale. Și vom putea face. Da. Deci, vezi? Care a fost esența problemei aici? Să vedem dacă sunt... Să reducem... Da. Să aflăm timpul de curgere, să spunem... A unui robinet. A unui singur robinet. În prima varianță și în a doua varianță. Da. Deci, cu alte cuvinte, în 12 ore se... curg 10.800 de litri, în 15 ore curg X litri. Da. Da? Și atunci, mărimile sunt direct proporționale, da? Și ce spuneți?
10.800 de litri supra 15, nu, supra 12. Așa. Și... deci proporționalitatea trebuie să o vezi așa. 12 cu 15 egal cu 10 pe x. X, da. De ce zicem? X egal cu ăsta ori ăsta, împărțim ăsta. Da. Dar vezi tu, mecanic ținut la tine minte treaba asta. Dar dacă te gândești așa, 12 supra 15, mai își te amintești cum în mărimii direct proporționale spune așa, 12, 15, direct proporționale, cu mulțimea 10.800 și x. Și acum când făceam direct la proporționale, toate spuneam 12 pe 10.800, da? Așa era, 12 supra 10.800 egal cu 15 supra x. Supra x. Sau puteam să schimbăm între ele, da, și mai puteam spune că 12 supra 15 egal cu 10.800 supra x. Vezi? Supra x. De unde x egal cu cine? Păi x 10.800 ori 15. Ori 15 împărțit la 12. Totul supra 12, da? Sigur că aici mai întâi 12 cu 15 simplificăm, da, prin 3. Prin 3 și bine, 4 pe 5. Putem simplifica aici, bine, 5 pe 4. Și egal cu 10.800, da, ori 5 supra 4. Sigur, mai simplificăm prin 4 aici. Da. Și 10 prin 2 ori, 28. 27, 0, 2700. Ori 5. Da? Fac 2700 ori 5. Care este cât face? 13.500. 13.500. Deci noi am așteptat mai mulți dintre să obținem. Am obținut mai mulți dintre? Da, am obținut, da, mai mulți. Care a fost mezul încă o dată? Probleme? Să știm cum să le ord, să vedem dacă sunt direct proporționale sau... Deci, trebuia din toată asta rezultate problema de aici. Interpretată în felul ăsta. Un robinet curge 12 ore, 12 ore atâta. Da, și... alt robinet în 15 ore cât va curge? Mai mult. Și de aici trebuia să le coordonăm și ne dăm seama. Da. Da? Aici 3, 4, 12, 5, 3, 15 ore. Deci am redus la un singur robinet câte ore ar trebui. Ca să avem aceeași unitate comparați cu grupele, da? Curge 12 ore și 15 ore. Și atunci problema merge. Da? Aici eram pentru început un pic debuzulați, nu? De aceea, eu sunt foarte încântat de ideea ta, să pornim probleme și să le facem acele care nu merg. Deci lucrate și spune, asta nu mi-a fost clar aici. N-am știut ce să fac aici. Da. Da? Bun. Hai să vedem și treiul. Fie triunghi social ABC. Deci în ipoteză. Ipoteză avem că triunghiul AB avem AB congruent cu AC. În exteriorul trebuie să construiesc triunghiurile dreptunghice ABM și ACN. Deci avem triunghiul în exterior trebuie să construiesc triunghiurile dreptunghice A, B, M. Deci triunghiul A, B, M și triunghiul A, B, M și A, C, N. Da. Ce pot să spun despre cele două triunghiuri, A, B, M și A, C, N? Că au unghiul ABM congruent cu ACN, A,
BM, măsura lui ABM egală cu măsura lui ACN și egală cu 90 de grade. Păi, nu, isoscel, triunghiul. Da, și că BM, și mai am încă, BM egală cu CN. Arătați că triunghiul AMN, triunghiul AMN, în concluzie, AMN, este isoscel. Triunghiul AMN, AMN, este isoscel. AMN? Da. Deci să facem, să continuăm triunghi isoscel, ABC. Care are un... Nu, de 90 de grade. Nu. Doar pentru început, un triunghi isoscel, da? Ok. A. În care AB este egal cu AC. A. B. C. Și postim acum triunghiul ABM, ABM, încât în B să am 90 de grade. Uite, vezi? Asta deschid mă obligat. Și la fel fac și în partea asta. Deși unghiul ăsta tot 90 de grade scrie. A, B, M. Așa. Asta aici. A, B, M. Hai să vedem dacă este așa sau nu. Nu putem pune raportul și vedem exact. Na, tu ai avut dreptate că nu era avea 90 de grade. Ori era mai mic, ori era mai mic, ori era mai mic. Era mai mic. Da? Iată. Și mai avem că BM cu CN. BM așa e cât CN. Și amână să arătăm că este triunghi amână, să arătăm în final, este triunghi isoscel. Da. Păi, ca să arătăm că este isoscel, trebuie să arătăm că... Ce trebuie să arătăm pentru triunghi isoscel? Trebuie să arătăm că ori unghiurile de la bază sunt congruente, ori că două laturi sunt congruente. Adică ce laturi? Hai să te gândim la... N-A și A1. Așa. Deci asta... Să fie cât asta. Da? Asta trebuie să arătăm. Cum gândește? Păi mă gândesc eu spre comparare triunghiurile A cu N. Da. Și abân, abâmă. Exact. Și de aici reușesc. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi despre ele pot să spun că unghiul NCA este congruent cu abâmă. Da. Mai pot spune că ANC este cât AMB. ANC? Da. Unghiul? Da. Nu știu. Uite, toată ipoteza. Nu, că mi-am uitat altceva în greșit. Știu că NC este cât BM. NC e BM, corect. Și mai trebuie ceva. Știm că triunghiul ABC era isoscel. Știm că AB este congruent cu AC. Da. Conform cazului de congruență latură-unghi-latură sau catetă-catetă,
Triunghiurile N, G, A și A, B, M sunt congruente. Ba, discuție sunt congruente. Și de aici vom ști că N, A este cât M. Demonstrație. Demonstrație. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile. N, G, A. N, G, A și? N, G, A și A, B, M. A, B, M. Despre care spui că A? Păi, știm că N, C este cât B, N, B, M. N, C egal cu B, M. De unde știm asta? Ipoteză. Da. Știm că C, A este cât A, C. De unde știm? Ipoteză. Da. Mai scriem și încât să scriem cateta, cateta. E, scriem că îi dat în ipoteză. Da? Măsura. Măsura unghiului. N, C, A. Deci N, C, A. Este congruent cu măsura. Nu, congruent cu unghiul. Este egal, unghiul. Egal. Egal. Egal cu măsura unghiului. A, B, M. A, B, M. De unde? Din ipoteză. Ipoteză. Și conform. Cazul de congruență latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Sau catetă, catetă. Da. Triunghiurile N, C, A este congruent cu A, B, M. A, B, M. Și fiind congruente, rezultă de aici că? Rezultă de aici că N, A este congruent cu A, M. N, A congruent cu A, M. Da? N, A congruent cu A, M. Ceea ce avem de demonstrat, da? Și da. Problema este terminată. Deci, iată, reacționa foarte bine. Din fiecare din problemele acestea trebuie să învățăm un lucru. Deci analizăm, ne uităm foarte bine pe ipoteză, ce se cere și ce ar trebui să arăt ca să pot ajunge acolo. Deci triunghiul acela să fie isoscel. Când? Ce șansă? Două laturi egale. Da. Sau unghiuri la bază egale. Da. Laturile m-au trimis repede spre da. Cele două triunghiuri. Triunghiurile am cumpărat și... Și problema a mers foarte repede. Da. Deci o variantă. Ce dintre toate chestiunile astea de geometrie, care ți s-a părut mai interesantă? Geometrie nu prea a fost așa interesantă, parcă nu a fost așa dificil. Nu știu, geometria mi s-a părut mai ușoară decât mai ușoară. Algebra. La algebra acolo ai avut momentul acela da. Cu pe la sută. Da, pe la sută, dar la geometrie nu știu. Și de asemenea cu robinetele acolo. Da, cu robinetele. Iar și trebuie să acolo, spune. Acolo, da. Geometrie e mai ușoară. Mai ușoară sunt problema aceasta. Da. Depinde acum de la o problemă la de la o variantă la altă ce putem găsi. Și ca să văd și egheșitul ăsta, ca să zicem că am rezolvat, aceea cu x egal într-o proporție este banal. La subiectul 2 aș vrea să calculați. Ce calculați, nu știu ce, să văd cum reacționez rapid. Dar mai avem și subiectul 3, să știi. Da, avem subiectul 4, subiectul 5, subiectul 6. Oh, deci varianta... Varianta 1, 2, 3 până 7. Ai subiectul 1, 2 și 3. Și subiectul da, păi sunt depinde. Teze de 2 ore și de 1 oră. Ah, timp de lucru 2 ore aici. Da, sunt și de 1 oră. De exemplu, 3 la 5 de la 7 de 1 oră. Varianta aceea, 5, 6 de 1 oră. Noi ne ducem la asta de două ore, acum să recuităm. Și zicem așa, în triunghiul ABC avem că unghiul B, deci în ipoteză, avem subiectul 3, este 3. Da? În triunghiul ABC, deci triunghiul ABC, măsura lui B, egal cu 60 de grade, măsura lui C egal cu 30 de grade, AD e perpendicular pe BC, DU aparține lui BC,
Așa. Prelungim pe AD. Deci pe AD. Așa cu DM congruent cu AD. M diferit de A. Și AD egal cu 4 cm. Asta e toată ipoteza. Păi acum trebuie să facem desenul mai întâi. În concluzie, deci, demonstrați că BA egal BM, BA egal BM. Calculați perimetrul triunghiului. Perimetrul triunghiului AMC. Și C, A mic, B mic, C mic, fie E pe DC, E, aparține lui DC, încât BD congruent cu DE. Și demonstrați că A e, acum, A e egal cu E C congruent, când a zis segmente, da? A e cu E C și că A e perpendicular pe MC. Deci, mai întâi se realizăm desenul. Așa. Deci, spune-mi ce când de triunghi este ABC. Păi zice că unul B-ul e de 60 și C-ul e de 30. Ce spune asta? Că este un triunghi oarecare. Chiar oarecare? Păi știm că unghiul este un obtuz. Suma unghiilor în triunghi? 180 de grade, deci mai un unghi de 90 de grade. Păi clar, este foarte important. Un triunghi de triunghi, da? Deci un unghi de 90 de grade și are B-ul și C-ul B-ul e de 30 de grade de 60 de grade și C-ul este de 30. Să-mi spui ceva în legătură cu felul în care aș putea realiza eu ce? Figura asta cu foarte multă precizie. Proapă. Deci ăsta să fie 60 de grade și ăsta să fie de 30 de grade. Da. Deci cum trebuia să fac ca să mi-e să de 60 de grade? Puteam să pun raportorul, nu? Da, și să măsor unul de câte grade este. 60 de grade. Așa. 60 de grade, iată pe aici, prin neva mi indică. Un pic mai jos. Și atunci rămânea celălalt. Da, și rămânea exact de 30 de grade, nu avea cum să greșească. Sau invers, îl făceam pe altul. Sau putea să facă cel de 30 de grade. Core. Și rămânea celălalt de 60 de grade. Încercăm să-l fim cât mai aproape de realitate. Trebuie să ștergeți o latură de acolo. Așa, aceea care am pus-o la prima. Da. Deci asta este de câte grade? De 30 grade. 30 grade. Și de 90 grade. A-ul, B-ul și C-ul aici. AD perpendicular pe BC. AD. Perpendicular pe BC, D-ul e pe BC. Adică cum fac eu asta? Ce este AD? AD este perpendicular. Da, dar faptul că pleacă din vârful acesta și perpendicular, cum se zice? Este o mediatoare. Nu, median. Care cade pe mijlocul segmentului. Păi... Median. Median.
mediana unește vârful cu mijlocul. Mediatoare perpendiculară pe mijloc. Da. Și asta care pleacă din vârf perpendiculară. Asta e. Deci, fost pe lângă el, mai trebuia să fie și bisectoare. Ca să fie din patru una din ele. Da? Deci, atenție multă. Asta este înălțime. Putea să ne spune autorul și AD înălțime. Nu zice AD pe primar, pe BC, D pe BC, da? Și zice, prelungim pe AD, în continuare, de la A spre D. Așa fel. Așa fel încât, ce spune problema? Un segment DM cât să fie cât AD. Da. DM. Da. Cât AD. Iată mâna aici. DM cât AD. Știu că AD este de 4 cm. Da. 4 cm, adică și DM este de 4 cm. Și de mă tot de 4 cm. Am înțeles. Să arătăm că AB cât BM. AB este cât BM. Sune cât de acum. O să luăm spre comparare. Nu mai spune nimica. Da. Dar știi că aici e perpendiculară, da? Da, știu că acolo este 90 grade. Păi știm că AD este congruent cu DM. Da. Mai știm că DM latură comună. Da. Și știm că unghiul ADM, ADB, este cât DBM. Corect. Și asta înseamnă că... Că am făcut punctul A. Că AB este cât BM. Altfel, cum ai mai fi putut, da? Între unghiul ABM, ce este BD? BD? BD este, cum se cheamă, mediatoare. Așa, și perpendiculară, pe mijloc. Da, și fiindcă trece și prin vârf, e și înălțime, și de toate, mediatoare și înălțime. Da. Și atunci ce este? Când se întâmplă? În ce fel de triunghi se întâmplă? Echilateral. Nu. Când este înălțime și mediatoare? În isoscel. Isoscel. Și atunci gata, era problema. Că am înțeles că a spus când se întâmplă toate și m-am gândit, a, e și lateralul. Nu, toate se întâmplă în isoscel. În isoscel este și mediatoare? Sigur că da. Și înălțime și bisectoare. Care, da. Când se întâmplă din toate vârfurile. Atunci. Păi da, asta m-am gândit eu. Păi da. Una este din toate vârfurile și alta este... Doar dintr-un vârf. Dintr-un singur vârf. Dintr-un singur vârf, însă spate un două. Da, el e isoscel. Și unghiul este isoscel. Și gata, trebuia să spui doar atât. Fără să comparăm triunghiurile, varianta este surprins pe DB, înălțime da, și mediatoare. Știi ce ai rezultat? Că AB este pe sau medianul potrivit. Da. Ca fiind unește vârful cu mijlocul. Cu mijlocul. Și înălțime și mediană. Da, poți să spun și asta. E și mediatoare. Și sigur, și bisectoare. Putem să spun că și bisectoare, dacă era bisectoare, împărțeam unul din două, adică erau deja congruente. Dar nu aveai despre bisectoare. Mijlocul valorii mici. Ideea de mijloc te trimite spre mediană și mediatoare. Și mediatoare. Da. Când trece prin vârful, și mediană și mediatoare. E și înălțimea și deci e clar că e și bisectoare. Bun. Permetul triunghiului AMG. AMG? Da. AMG. Aulei, mare. Uniți-mă cu C. Păi e AMG. Da. Păi știu că perimetrul triunghiului. Păi gata, Aulei, mă, domnul profesor. Cum e? Păi eu știu că unghiul A, unghiul C, A, M, este de 90 de grade. C? A, M. Din ipoteză. Știu că unghiul A, M. Da, unghiul este 90 de grade. Toate era. Da, până aici. Păi.
Știu că... Ce înseamnă perimetru? Perimetru, adică latură plus latură plus latură. Toate latură la groază. Da. O latură știi atât în gramă? Da. Cât? Două chiar știu. De ce știi două? Am o latură, dar nu știu. Eu mă gândeam să, că am A, D și D, M. Nu. Am 8. O latură de 8. O latură de 8. Și alte două nu le știu. Și alte două nu știu și chiar alea îmi trebuiesc. Îți trebuiesc. Și acum mai visez. Dacă ar fi triunghiul acela, ce fel de triunghi? Echilateral. Echilateral. Da. Și fi date unghiurile date de 30 și 60. Păi mă gândesc că acolo știu că jumătate din unghiul AKM este 30 de grade, jumătate. AKM este jumătate, adică 30. AKM? Ăsta de aici? E jumătate. De ce e jumătate? Pentru că DK este mediatoare. Așa, e mediatoare și... Și mediană. Și de acolo știu că unește vârful cu mijlocul. Deci, știu că este jumătate. Da, dacă ai zis că e mediatoare și mediană, da. Triunghiul ce l-ai făcut? L-am făcut echilateral. Nu, isoscel. Isoscel cu vârful ăsta, adică da. Asta e cât asta. Și ea este și bisectoare. Este și bisectoare pentru că parte unul din două. Nu, nu. Fiindcă într-un triunghi isoscel, mediana... Mediana este și mediatoare. Și bisectoare. Și bisectoare și înălțime. Și dacă e bisectoare, înseamnă 30 și 30 aici. 60. Da. Și scad din 180, 60. Și rămân cu 120. Și știm cam triunghi isoscel. Știm că unghiurile de la bază sunt egale. Îl împart cu 120 la 2 și egal cu 60 grade. Și aici rezultă că unghiile sunt de 60 de grade și toate laturile sunt egale și de aici perimetrul va fi 8 ori, nu. 8 ori 3, 24 de centimetri. Deci măsura nu era importantă. Important fost să sesizăm cum s-a comportat VD în triunghiul de sus. Trebuie să observăm prin mediatoare și mediană și de acolo era ușor totul. Totul vine la îndemână, că e și bisectoare și atunci triunghiul este isoscel cu un unghi 60 de grade și celălalt anunță că triunghiul devine echilateral. Ți-i trebuia, vezi? Îți construiești în fel ce vreau, perimetrul triunghiului. Da. Știi doar o latură. Dacă ar fi echilateral, le-aș ști pe toate. Asta înseamnă să fie ăsta isoscel. Acum te întrebi spre ideea asta, cum și faci? Și ne întoarcem la punctul A și știm că D, B este mediatoare, mediană. Observăm că D, C este același lucru și acolo înseamnă că este triunghi echilateral. Deci de acolo trebuie să aveți, da? Deci punctul A, punctul B... E un drumare pentru B. Deci e un punct de sprijin. Da. Da? Dacă vrei, te dirigează programul, aproape, aproape, aproape. E aparține lui de ce. Da. Ei este un punct pe de ce. Pe și de ce, pe aici puneva. Încât BD să fie cât de e. BD cât de e, cam mai. A, păi... Deci pe aici puneva să le pun pe e, da? Un fel de simetric. Da, chiar așa. B, eu este simetricul lui B față de D. Da. Bun. Și... Așa încât BD. A e, comune cu e ce? A e. E. Deci A e congruent cu E, C. Trebuie să arătăm noi pe seara. Da. Și că A e pe